Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky. Astăzi trebuia să încep o serie japoneză de vreo 4, 5, 6 episoade, nici nu știu exact câte episoade, dar am lăsat o baltă și o să rămân tot în zona Scotch și o să rămân tot în zona Arran Distillers, pentru că m-a contactat Franz Oti din Cluj. Și a zis, bă, am văzut că ai făcut Arran de 18, am văzut că ai făcut Mahrimor, ce ar fi să nu vrei să-ți dau un Arran de 17, ediție limitată, să faci și la asta? Ok, și apoi mi-a mai trimis vreo 4-5 miniaturi pe lângă, vreo 4 miniaturi pe lângă miniatura de Arran de 17 ani și mi-a zis, ok, dacă tu zici, așa e. Deci mulțumim, Franz Oti din Cluj, că ne-ai pus la dispoziție Arran de 17 ani, o ediție limitată, care a apărut anul trecut în doar 12.000 de sticle. Știți, voi o să ziceți acum că, aoleu, 12.000 de sticle înseamnă destul de mult. Dar gândiți-vă că Arran de 18 ani și Arran de 21 de ani au apărut anul trecut, în 2023. Asta a fost practic ce au pus ei pentru ediția limitată, că nu mai au stocuri. Da? Nu știu cum o să o dreagă, deci mulțumim, Franz Oti. Nu știu cum o să o dreagă oamenii ăștia cu chestiile astea, pentru că am spus și în episoadele trecute, non-age sau de 10 au, dar că mă vedeți cu o expresie scoasă din continuitate, unul din primele noastre review-uri Arran de 14 ani. Da, voi de ce credeți că au fost scoase din continuitate Arran de 12 ani ca strength sau Arran de 14? Nu vi se pare ceva ciudat că Arranul trece brusc de la 10 ani la 18 ani în corul de bază? Ia gândiți-vă voi puțin, nu vi se pare ceva straniu? Semn că nu mai au stocuri. 12-14 ani, 12 ca strength, 14 ani la 46%, le-au scos în continuitate că să rămână pentru 18, să rămână pentru 21. Nu mai pot face față și rămân la 10 și au scos anumite expresii de 12 și de 14 ca să aibă de 18, respectiv 21, să se adună. Ok, unde a ajuns episodul va fi foarte scurt pe ziua de astăzi pentru canalul nostru. V-ați obișnuit cu episoade de ore, de peste o oră sau de în jurul unei ore. Astăzi va fi scurt, 13, 14, 15 minute. A pus Otilia, cred că deja, expresia cu 17 ani, o ediție limitată, o ediție care a apărut în 2023 în 12.000 de sticle. O combinație de 3 șiruri de butoaie, primele două șiruri First Fill Sherry și Second Fill Sherry, adică imediat după ce a stat Sherry-ul 17 ani, cu apoi Second Fill, Refill, cum s-ar spune, a stat Sherry, a stat al single malt și apoi urmează cel Arranul de 17 ani, deci First Fill și Second Fill Sherry, plus un First Fill Ex Bourbon, 17 ani în butoi proaspăt după ce a stat bourbonul. Deci, cum s-ar spune, ar predomina First Fill-ul. 17 ani, o vârstă destul de înaintată, nu e problemă că ar deveni tanic sau ceva genul ăsta, dar nu știm exact procentele cât Second Fill sau cât Refill Sherry ar fi în această combinație de 3. First Fill, Refill, Sherry și Ex-Bourbon. Prețul și First Fill, Ex-Bourbon. Prețul e mare, undeva la 120 de euro, pentru că, na, lipsă de stocuri, ediție limitată, 12.000 de sticle. Trebuie să înțelegeți. Exact cum am spus când am vorbit despre Arran de 18 ani acum, două episoade, nu episodul trecut, că am vorbit despre Mahrimor la altul înainte. M-a spus vorba utilei, reversul medaliei. Încep să devină stocurile mai puține, mai puține, stocurile mai mici, pregătiți-vă să scoateți bani.
Mai mult nu am de spus. Cred că cam atâta. Trebuie să mergem la spus și finish. Episod scurt. Poate pentru mulți ar fi și bun ăsta. Un episod. Hai să-l dau pe ăsta jos, să nu credeți că... Sau hai să-l las. Dar nu cred, credem dacă vorbesc despre arăt de 14. Hai să-l dau jos. Hai să vedem ce e cursa de 17, ediția limitată. Episod foarte scurt. Nenormal de scurt. Căpșune, frăguțe, foarte desertos, din nou desertos, brioșe, miere, lămâie, mere, acum o dau în snobisme, mere, nici nu pot să-mi dau seama ce fel de mere. Sunt tentat să spun mere berries, mere galbene sau mere roșii. Este o combinație din toate trei. Devin deja franțos în opinia la cu tildou în fund. Și cu vibratorul dublu. Da. Vai de curul tău. Caramele. Foarte dulci. Ce mi-am scris aici, dar acum nu mai simt așa cum mi-am scris aici. Adică nu se mai pare atât de dulce. Notițele mi le-am luat la 6 dimineața. Iar acum este 9. Am mâncat între timp, poate s-au schimbat anumite lucruri. Nu mă refer la... Asta s-au schimbat anumite lucruri în creierașul meu, că de asta totul este subiectiv. Vă spun, nu mai vă luați după ce a spus ăla. Ăla are alte amintiri din viață, ăla are alte trăiri, ăla are alte... În momentul când degustă lucrul respectiv, cine știe, s-a bătut cu unul, l-a părăsit iubita, i-a murit copilul, are alte trăiri. Deci de asta spun că pe canalul ăsta... important e... Partea istorică, partea tehnică, partea socio-economică. Gusturile diferite la persoană la persoană. Vi se poate altera, schimba, nu e bine spus altera, vi se poate schimba percepția dumneavoastră, atât din punct de vedere al mirosului, cât și din punct de vedere al gustului, în funcție de ce necazuri aveți în viață sau ce bucurii sau ce dracu aveți voi în viață, da? Un vârf de sare. Suc dozator din LaTeX sau primele dozatoare în anii 90. Ăștia care sunteți mai noi nu știți despre ce vorbesc. Dozatoarele TEC care apăruseră imediat după Revoluție. Revoluție după răscoală. Lovitura de stat, mă. Da. Sucul ăla de dozator. Pe care îl băgam toți când aveam 10-11 ani, imediat, în 90-91. Ia zi, ai murit de la ele? Nu. Nu, n-am mai. Nu mai continui. Nu, o las pentru mi-a scris aici acvarii ceaușiste. Oh. Știți că înainte de până să apară dozatoarele TEC, erau acvariile alea în 87-88, când vă duceați la cofetărie. Și aveți impresia că sunt niște acvarii, mai trebuiau să mai fie pește în ele. Cum sunt ele de granita acum, tot așa ca niște acvarii. Nu știu, n-am mai fost într-o cofetărie de... Da, numai ca o gheață, știți, niște chestii, suc cu fulgi de gheață. Mirosul bun, un pic prea desertos pentru stilul meu, pentru gustul meu. Dar vi se poate părea fenomenal. Cam atât, hai să mergem și la gust. Foarte cremos, viscos, cremos, asta e specificul aranului. Vezi practic impresia că
beți o cremă de whisky, nu? E atât de cremos, foarte, foarte viscos, cremos, foarte dulce, miros, chec, coaja de lămâie. Chimbir, puțin lemn ars, ceva mosc, ceva castane coapte, sincer, nu știu, nu cred că mai pot scoate ceva mai mult. Mirosul e mai complex, dar la gust, exact ca și cel de 18 ani din corul de bază, din core range, nu este extraordinar de variat, divers, complex, cum vreți să o spuneți. Este foarte desertos și aș spune ușor unidimensional. E doar părerea mea. Mirosul mi se pare mult mai bun decât gustul. Finish-ul e ăsta acum? Lasă-mă că poate mai încerc să mai scot. Păi nu, eu mă aștept să mai spui. E acel miel de miez de nucă rânced, ușor rânced, lăptos, specific arănului pe care îl cunoașteți de la o poștă. Asta înseamnă originalitate. Cafeanez, astea le spun din afară ce le simt acum, în afară de ce mi-am scris. Dar, da, nes, cacao, puțin desertos, mai mult pot. Iar ușor unidimensional, ușor unidimensional. Hai să mergem și la finish. Finish-ul este mediu lung, duce viscozitatea aia pe gust, pe gât, pe gustul. Merge pe gât și te ține viscos. Ce faci, mai adormit? Nu, mă uit la tine că aștept să mai scoți din... Nu pot să scot multe lucruri, de unde să scot dacă... Mai stai și mai stai cu nasul în el și... Mentă... Mi-a scris aici bomboane comuniste. Oh. Cum vine asta? Un pic leșios la finish, cum erau bomboanele alea comuniste. Un pic prea dulceac pentru stilul meu, gusturile mele. Și puțină boia. Boia. Dulce sau picantă? Dulce. Boia dulce. Mai mult nu pot scoate, îmi pare rău. E un whisky foarte bun. Nota mea în categoria 1 este de 88. Chiar dacă are 17 ani, o să ziceți, aoleu, ai avut acum... nu știu câte dăți, un razi de 4 ani și un lac de 3 ani. Și onora tot 88 lei dat și ăsta are 17 ani. Încă o dovadă că vârsta... N-are relevanță. Da. Trebuie să se prindă cu ceva compus în sine. Da, depinde de gustul fiecăruia. Poate mie îmi place extraordinara dulceață, pe desertozitate, să-i spunem așa. Înțelegeți? E vorba de gust. De asta nu vă mai luați după ce a spus nu știu cine sau nu știu care sau altul care spune, aoleu, dacă eu am spus așa, așa e. E de 90, e de 95, e de 98. Nu vă mai luați. Da? Contează informația pe care vă dau pe acest canal. Părerile... Da.
trebuia să spun eu acum niște chestii. Da. Și mie îmi plac, da, uite, mie că sunt la modă asiaticele astea, japonezele, chinezoicele, coreencele. Eu nu pot să mă ating de o coreancă sau de o japoneză sau de o chinezoică sau de... Nu că am ceva împotriva lor. Nu mă simt atras din punct de vedere sexual. Nu, tău, da, a, bine, da. Nu ne interesează chestiile astea. Da, exact, am vrut să dau, să expun chestiile astea și la... În ceea ce privește gustul. Poate... Diferă, că de la om la om. Poate nu place prea marea desertozitate a acestui aran, da? Dar 88 e o notă foarte mare, mi se pare foarte, foarte bun. 88. Papa, ne vedem, că tot vorbeam de asiatici. Cu japonaki. Da, ne vedem cu o serie de vreo 5 episoade, intrăm în... Japonaki, japonaki. Da. Hai, papa.